Cosme, nebunul! La Instagram. Merge? Da? Suntem live? Au trecut reclamele? Tot? Bine ați venit, dragii mei, pe canalul de YouTube Burger Factory. Numele meu este Alin Ciobanu, sau Ciobanu Alin, a.k.a. The Boss Man. Iar aici, lângă mine, lampe... Ionuț Dima, a.k.a. Drake de pe Wish, Drake de România. Drake de pe Wish, da, Drake închiriat, da? Ăla din, închiriat din America, da, de pe Wish. Știu toate glumele cu Drake. Nu mai trebuie să facem caterică despre asta. Deci eu împreună cu Mr. Drake aici am făcut, am început să facem un turneu în toată țara, dragii mei. Acum suntem în Cluj, da, deci suntem în centrul Clujului, în Piața Unirii. Piața Unirii? Da, Piața Unirii. Deci suntem în Piața Unirii, dragii mei, am filmat Fake Uber pe canalul lui Dima. Da, deci dacă vreți să-i dați și lui acolo un follow, un vlog subscribe. Horror. Mamă, și-am făcut cel mai tare vlog horror ever. Deci dacă vreți să vedeți niște chestii paranormale reale. 100% reale. Intrați deci, la mine pe canal. Intrați pe canalul lui. Stai că avem la valier aici, trebuie să-ți bag microfonul, știi, ca să se audă. Deci intrați pe canalul lui, dragilor, credeți-mă, n-ați mai văzut așa ceva nicăieri. Am surprins niște imagini și niște chestii nemai văzute. Noi n-aveam de gând să facem vlogul ăsta horror, dar noi vreau să facem cu totul altceva. Da. Și a ieșit niște... Au ieșit niște chestii foarte, foarte razna, inexplicabile, da? Deci fiți atenți, dragilor, cum o să fie filmarea de astăzi. În primul rând suntem aici în Cluj, suntem în mijlocul orașului. O să ne plimbăm așa puțin pe aici, să vedem și noi cum este pe aici. Na, n-am mai fost. Cred că am fost o dată. Te-ai mai fost în Cluj? Da, am fost. Acum da? Un an, fix și acum. Și te-ai plimbat așa de mai multe ori sau? Am fost tot la filmări. La filmări? Da, am filmat vlog aici. Bun, eu cred că am fost o dată în Cluj, acum un an de zile, tot așa m-am plimbat o singură dată pe aici, am dat o tură și pe aceea am plecat. E un oraș foarte, foarte mișto, deci dragilor, dacă stați în Cluj, să știți că am fost aici la voi, am fost să vă vedem. Am filmat prima oară în mall, dar oamenii de acolo din mall ne-au dat afară, făcusem prima oară o filmare din mall. Și fiți atenți, astăzi o să facem concursul Burger Factory, da? O să mergem, de acum încolo asta o să fie, se întâmple tot timpul. Prima oară știți că am făcut în Vama Veche, astăvară, am făcut concursul ăsta cu premii în bani. Eu o să mă duc prin țară împreună cu Dima, da? El o să filmeze Fake Uber în... Și altele, nu numai Fake. Fake Uber și multe altele, în toate orașele o să filmăm împreună, dar eu o să vă văd pe voi dacă sunteți fani Burger Factory adevărați. Și anume, o să vă opresc pe stradă și o să vă întreb niște chestii despre The Burger Factory. Iar dacă voi îmi răspundeți corect, eu o să vă premiez direct cu bani, dragii mei, da? Deci bani direct. Acum să vedem. Și e foarte important să aveți subscribe la The Burger Factory. Deci dacă aveți subscribe la The Burger Factory, atunci când vă iau interviu, o să aveți un premiu bonus, da? Așa că, na, cam atâta, cam asta este introducerea. Acum așteptăm să vedem cu cine ne vedem pe aici. Deci o să întrebăm oameni despre Burger Factory, dacă știu, le dăm un premiu în bani, nu? Le dai un premiu în bani. Da, le dau un premiu în bani. Și depinde, dacă o să întreb cât mai multe chestii, cu cât știți mai mult, cu atâta premiu o să fie mai mare. Și dacă au și subscribe, e bonus. Da, păi asta am zis. Am zis că dacă au subscribe, e bonus. Okay. Bun, dragilor, deci mergem acum, ne plimbăm și noi puțin, vedem ce persoane găsim. Și na, o să fie puțin refuz, o să ne refuze mai multă lume, dar asta e, noi dăm înainte, vedem, o să găsim noi niște fani adevărați, da. Nu, Dima? Da, găsim 100%. Pe el îl cunoaște lumea mai mult, recunosc ce să facem. El este vloggerul înfocat acum din România. În vogă. În vogă, da. Vloggerul din vogă, da. Am emoții ce vrei când mă filmează. Hai să bun, căutăm dragilor, oameni. Hai să căutăm oameni, gata, revenim. Deci, dragilor, frumos, mi se pare... Frumos Clujul. A?
E frumos Clujul și e liniștit așa, gen. Dar și oamenii sunt liniștiți așa, noi în București suntem toți agitați, facem. Mamă, frate, n-avem deci timp aici... să mâncăm, oamenii sunt deci aici, aici, aici e... chill pe asta. Aici este exact ce, dar bine, e mai mișto ca la Constanța. La Constanța la fel, e orașul. Nu, constanțienii sunt mai agitați puțin, știi? Aha. Sunt mai agitați, păi da. Văd. Constanțienii sunt și puțin mai agitați. Dar aici, pe bune, lumea, toată lumea își vede de treabă, lumea liniștită. Am întrebat deja vreo 4, 5, 6, 7, câte persoane, mă? Am întrebat, dar nu prea. Am întrebat, dar oamenii s-au speriat de noi când au văzut cu microfonul, ne-au văzut cu ăsta. Da, nu în fiecare zi vine cineva cu microfonul, dar mi-a să spună, domnule, hai să facem un concurs, hai să facem ăsta. Doar bossman nebunul. Și acum l-am și pe ajutorul meu, da. Dima. Dar mai întâi fii atent. Eu zic că mai bine ca să atragi noi mai întâi scoți banii și după aia vorbești. În loc să vorbești după aia scoți banii, că nu a putut să scoți banii. Dar nu pare real, frate, ești nebun. Mă duc și le arăt banii la oameni, zice, cine-i nebunul ăsta? Dacă nu știu. Cine-i nebunul ăsta? Ești nebun la ca... Dar până atunci noi o să ne plimbăm puțin așa. Mamă, hai pe aici. Hai să mergem. Mai vedeți și voi, dragilor, puțin din, din Cluj. Transmitem acum live în direct de pe Burger Factory TV. Hai, ce miște aici, uite ce miște asta. E tare rău. Uite, da, ia cum se aprind. Cum le aprinde? Unde e întrerupătorul? Ce? Unde e întrerupătorul să le aprindem? Mamă, ia vezi aici. Tisot, te știi cu astea? Nu, mă. Mi-ai și mie Moș Bosman un ceas. Vei? Da, din păi, da, vedem dacă ai fost cu minte. Ai fost cu minte la fake Uber? Da. Tu? Da, tu ai făcut fake Uber. Cel mai cu minte am fost, ești nebun. Mamă, ce tare aici, filmează Marius. Ți-am lăsat să faci cu toate fetele. Tare? Sau nu? Da. Da, unde suntem aici? Deci, dragilor, dacă sunteți din Cluj, să ne spuneți și nouă dacă am nimerit. Să mâncăm bun, cred că aici. Da, ia să vedem. Vin bistro. Nu e, frate, că trebuie să ne întoarcem la București. Trebuie să ne întoarcem la București, ești nebun ce ai. Noi nu conducem. Bine, voi ați putea... Băi, asta e centrul vechi aici, frate. Ce tare, mă... Nici că suntem într-un... În ăla, The Last of Us, să mă rog, intrăm aici. Băi, dar pe aici eu n-am mai fost. Stai să luăm. Pe aici? Pare mai primitor acolo. Da? Acolo? Hai. Așa mă gândesc și eu. Ia să vedem aici, Matei Corvin. Ce e asta, frate? Potrivit tradiției istorice, în această casă s-a născut Matei Corvin. Ia uite mai aici, s-a născut Matei Corvin, ești nebun? Iancu de Hunedoara. N-ați auzit Matei Corvin? Vorbiți serios? Vai, Doamne. Hai, hai să mergem. Deci sper că nu ne auzi nimeni pe filmare. Hai, bosule. Hai, pe răspund la urmăritori care vin aici. Deci, dragilor, fiți atenți, o să venim în toată țara și o să aveți ocazia să ne întâlniți și pe mine și pe Dima. Înțelegeți că ne-au scris foarte mulți oameni, gen, unde sunteți, vrem să venim să facem poze cu voi. Bine, mai mult cu Dima, eu recunosc că el este mai cunoscut ca mine, el face treaba asta de mult mai mult timp, dar, na, eu am avut grijă să cresc Burger Factory. Și abia acum fac de câteva luni și eu pe YouTube. Dar în scurt timp o să creștem împreună și o să facem chestii din ce în ce mai mișto. Prank-uri. Și pe lângă, da? Prank-uri, da. Și mâncare, prank-uri și mâncare și fake Uber. Prank-uri, mâncare și fake Uber. Ia uite ce și e aici. Fake delivery. Fake delivery la greu. Da. Și fii atent. O să facem acum, deci o să venim, o să ne întâlnim cu toți subscriberii. O să facem poze, stăm la o caterincă, stăm așa să vedeți și voi, pe lângă faptul că o să vă chemăm la studio la noi acolo, la The Burger Factory, o să vă chemăm să stați cu noi să... Au ce miște aici. O luăm încolo așa? Hai încolo așa, bro. Da. Pe lângă faptul că o să vă chemăm și la noi acolo, o să facem din aia cu gen comoară, treasure hunt, înțelegeți? Mamă, deci credeți-mă, se uită toată lumea la mine acum, deci suntem într-o... nici nu știu de stăm aici, suntem în centru vechi, aici unde sunt mai multe cafenele. Și vă dați seama, lumea nu vede asta în fiecare zi, mai ales în orașele de genul ăsta. În București e nebunie mare cu vlogging-ul, cu așa, știți? Dar aici nu prea vede lumea... A, ce mișto e. Aici nu prea vede lumea genul ăsta. Nu am văzut nici eu acolo în Constanța, a trebuit să fac în București, a trebuit să vin în București. Vezi, Moș Bosman, că mă sună urmăritorii că sunt în Piața Unirii, da? Eu zic să mergem. Păi hai că mergem, mergem hai acum. Mergem acum să ne vedem și cu urmăritorii, dragii mei. Am vrut să facem așa și un tur pe aici, prin centrul orașului, prin centrul vechi, să vedeți și voi. Na, că facem ture, ne plimbăm. Nu o să putem să stăm nici foarte, foarte mult, pentru că după aia plecăm la București. Avem de mers vreo
7 ore pe drum. Da, deci o să-mi fie foarte greu să dorm în mașină. Ce să dorm în mașină, că nu dorm deloc. Dima, Dima o să editeze vlogul în dreapta. Pentru că trebuie să fim productivi, dragii mei, da? Deci trebuie să facem tot timpul câte ceva. Și de asta îmi și place să stau cu Dima și cu Marius, managerul meu și cameramanul care ne filmează acum. Pentru că... Cameraman în timpul liber. Da, cameraman în timpul liber, manager în timpul zilei. Ne place să facem lucruri productive, da? Și nu am pus treaba asta pe primul loc, adică nu mai întâi ne distrăm și după aceea muncim sau așa. Nu, frate, nu, mergem all in, facem chestii super, super tari, pentru că dacă nu tragem acum când suntem tineri și când avem vlagă și putere, atunci când naiba să le facem, nu? Așa că, dragilor, sper să faceți și voi același lucru, trageți tare, munciți și o să vedeți că într-un final o să ajungeți acolo unde v-ați propus. Și să nu vă fie frică să eșuați, că din eșuieli și din eșuori și din greșeli învățați cel mai mult, da? Nu contează dacă ai căzut, contează cum te ridici, da? Dima, vrei zici tu ceva? Nu mai zic nimic. Hai să ne vedem cu urmăritorii. Gata, hai că mergem acum, ne vedem cu urmăritorii și revenim, dragilor, da? Hai să vedem dacă dăm ceva bănuți. Am aici, mi-am luat stocul. Și mergem să vedem dacă oamenii știu despre Burger Factory. Așa că, na. Și lăsați acolo jos un comentariu în ce oraș vreți să venim următorul. Da? Hai. Da. Am pupat. Hai, dat aici, ai dat drumul la cameră, la baterie acolo, la jucărie. Deci, ia ce? Deci de unde? Din mall ne caută. Deci noi am fost în mall mai devreme. E foarte departe mall-ul, din păcate. Am fost în mall mai devreme și am făcut filmarea, am făcut introducerea, deja făceam primul interviu. Da. Și pac, direct a venit domnul de la security și a zis: "N-aveți voie." Și gata, hai, am plecat. Hai, să le pui întrebări. Gata, deci fiți atenți. Acum suntem cu Paul. Paul și mai cum? Cristea. Cum ai pe Instagram? Cristea X Paul 11. Cristea X Paul 11. Dar o să fie acolo Instagramul, să meargă banda. Și tu? Oana. Oana și mai cum? Oana cu 2 de A, Barăgos, Anta. Deci, ați auzit Instagramul, da? Vorbiți acolo, toată lumea, să vă dea și vouă subscribe, să aveți acolo de toate. Nu doar o poză cu Dima, nu? Da. Să plecați cu mai multe. Deci fiți atenți. Noi facem un concurs acum în toată țara și în toate orașele, la The Burger Factory. În primul și în primul rând, ați auzit de The Burger Factory? Da. Da? Nu deschis în Cluj. Hă? Nu deschis și în Cluj. Deci credem, am foarte multe cereri să deschid în Cluj, dar planul meu, sincer, vreau să deschid următorul un local în afara României. Știi, acolo o să mergem. Mersi mult de tot. Așa, bun, ai auzit de The Burger Factory. Ai subscribe la The Burger Factory? Da. Hă? Da, da. Ia de să vedem. Pe YouTube sau? Deci dacă ai pe YouTube subscribe, ia să vedem, o să ai un premiu bonus. O să ai din start un bonus. Ia să vedem. Nu, da, acum. Ok. Da, deci are, da, ia filmează. Hai, mister. Au dat acum repede, că știau că vin acum la noi. Zi, recunoaște. Recunoaște. Bun, deci, acum că aveți subscribe la The Burger Factory, aveți amândoi câte 50 de lei bonus ăsta, că aveți subscribe. Acum mergem mai departe, da? Vreau să-mi spuneți de la The Burger Factory 3 tipuri de burgeri. 3 denumiri. 3 denumiri de burgeri. Asta e, frate, ce vrei? Pe ori ești fan adevărat, ori nu mai ești. Da, el face vloguri cu tine și nu știe el. Păi, dar el este la dietă, nu știu, că e din... Mă așa pe mine, dar le deci nu-i problemă, dacă nu știți, nu-i problemă, mergem mai departe. Nu, deci, nu știți, da? Nu. Nu știți, da? Mergem mai departe. Hai să vedem acum. Cum, nu, am fost de 2 ori la Măruță în emisiune. Prima oară cu ce și a doua oară cu ce? Asta n-am știut. Asta chiar n-am știut. Nici eu nu știu. Ne întreb pe noi și nici el nu știe. Deci nu știu, asta da? E întrebare capcană. Întrebare capcană. Bun, deci am fost prima oară cu un burger de 17 kg și a doua oară cu niște clătite. Bun, mergem mai departe. Hai să ne gândim. Ce aș putea să vă mai întreb eu pe voi? Ce fel de muzică se ascultă la The Burger Factory acolo? Ați fost vreodată acolo la mine? Nu cred că ați fost, nu? Nu, n-aveți de unde să știți. Pandemie și pandemie și alea. Ia să vedem, mă, ce am putea noi să mai facem? Dacă ați dat subscribe. Ce? Ok. Spuneți-mi de pe canalul The Burger Factory, dacă toți sunteți abonați,
trei persoane celebre, celebrități sau vloggeri sau așa care au apărut la mine pe canal. Sador, Dima. Pe nu, stai puțin, nu pe canal, pe canalul de subscribe de YouTube. Pe canalul de YouTube Jador n-a apărut. Deși am foarte multe cereri. Bogdan Mocanu. Așa. Montrei. Așa. Teo. Așa. Dima. Perversu. Ah, Perversu, Dima, deci bun. Gata. Deci, mai aveți încă 50 de lei, da? Și acum hai să vă mai pun încă o întrebare. Ia să mă gândesc acum ce aș putea eu să vă mai pun eu vouă. Am făcut un sandwich cu bacon. Câte felii de bacon am băgat în sandwichul ăla? Oh, tare asta, să mai întrebi. Depinde și cât de recent e videoclipul. Păi nu contează dacă ești abonat, ce vrei să facem? Dacă te-ai abonat acum în mașină, ce vrei să faci? 50? 200? 300? Greșit. Zi, mister, spală rușinea. 150. 150, bravo, foarte bine. Ai câștigat nimic. Da? Deci era un sandwich cu 1000 de felii de bacon. Da? Deci un sandwich cu 1000 de felii de bacon. Deci cam asta a fost concursul, ca să zic așa. Nu știu, să mai le dăm încă o șansă, să mai câștigem încă ceva? Eu zic că i-am întrebat destul. A? Zic că i-am întrebat destul. Îi mai întrebam încă o chestie și dacă răspund corect, o să vă dau 200 de lei la amândoi în total. Și deci până acum ați avut 50-50, ai mai avut toată 50 și acum am avut un sandwich cu Nutella, da? Câte kilograme a avut sandwichul ăla? E mare, scris acolo în descriere. Stai că știu că a fost făcut cu Perversu. Așa. 21. Deci 21 de kg, da? Cred. Răspuns final? Cred că final? Da. Da? Da, da. Bravo, n-ai câștigat nimic. Spală rușinea. Nu. A? 28. Bravo, e bine, când le iei așa la nimereală, ai toate șansele din lume să câștigi. Greșit, era de 10 kg, da? Bun. Deci, ați câștigat împreună 150 de lei. Hai mă, ce te uiți acolo? Sincer. Deci ați câștigat împreună 150 de lei, da? Să le dăm și bănuții. Ia stai așa, mister. Vorbește și tu acolo la cameră. Da, deci pe mine mă urmăriți sau? Da. Am fost azi noapte în pădurea Foia Pacii. Zgârcitule. Ce vlog am pus recent, mai popular așa? Fake Uber. Fake Uber, da! Este hai, cel mai popular challenge. Hai. Stai mă, că am fake. Eu n-am nici pentru mine bani. Am venit pe banii lui Bosman aici, la Cluj. Am stat pe banii lui la cazare. Am venit pe motorina lui. Și-a făcut și coana. Deci, 150 de lei. Ați câștigat 150 de lei împreună. Sper că v-a plăcut concursul nostru. Sigur, sigur. Facem și o poză acum cu Dima, că na, cu mine nu vreți să faceți poză. Dima este cel cunoscut. Mergem direct acolo, că îmi trimit mesaje urmăritor. Da? Da. Gata, mergem acum acolo. Deci, dragilor, ei au fost primii concurenți. Gata, revenim cu următorii, da? V-am pupat. Bun, deci, am mai găsit doi pretendenți. Doi sunt fanii tăi, Dima? Cred că ai tăi. Ai mei? Ai noștri? Ai noștri? Da. Da? Deci, băieți, în primul și în primul rând vreau să spuneți numele voastre și conturile de Instagram, da? Ca să știe toată lumea acolo, să vă dea follow, da? Deci, spune, te rog. La mine e Flavius717. Deci Flavius717, dragilor, da? Și? NicuPop06. NicuPop06. Voi, frate, dar voi sunteți foarte înalt, faceți basket ceva, sincer. Mamă, frate, jurești de mâni, deci eu vin la... Doamne. Deci, haideți să începem concursul. Noi facem așa, facem un concurs și o să mergem de acum încolo în toate orașele țării. Pe lângă faptul că o să filmăm vloguri împreună, o să filmăm și pe canalul lui și pe canalul meu, facem și un concurs în care întreb oamenii chestii despre The Burger Factory. În primul și în primul rând, și eu, dacă răspundeți corect sau așa, o să aveți niște premii în bani. În primul și în primul rând, dacă sunteți abonat la canalul de YouTube The Burger Factory, aveți un bonus din start, 50 de lei de bucată. Da. Hai, da. Și tu, mister? Da, da. Da sau nu? Net, să-ți arăt, da, dacă poți să intri. Hai, hai, arată, mister. Hai. Deci, dragilor, e foarte important să fiți abonați la canalul de YouTube The Burger Factory, pentru că aveți din start, dacă e să aveți norocul să ne vă întâlniți cu noi, aveți din start 50 de lei în buzunar, da? Și o să venim în toată țara, credeți-ne, da? Hai, mister, gata. Acum, când vorbeam cu voi, a dat subscribe repede. Da. Ia. Deci da, are subscribe și dă subscribe, te rog frumos, și la The Burger Factory International, că acolo facem în limba engleză. Ia să vedem, mister. Nu am net. Hai, mister, pe chiar așa, n-ai net, pe haide, nu vrea aici ne duce cu zahărelul.
Uite, back online, hai. Dacă nu ai, nu ai, frate, asta e, nu-i problemă. Nu, nu vreau. N-are ne, frate. Lasă, frate, că îți dau și ție acolo 50 de lei să meargă banda, să fie bine să ai spor astăzi, te duci și tu un vin fiert și după aia te duci să stai și la casă și intri pe YouTube la The Burger Factory și te uiți până dimineață. În timp ce e așa. Bun, mergem mai departe. Hai să vă pun niște întrebări legate de canalul The Burger Factory. Vreau să-mi spuneți ce burger... Nu, vreau să-mi spuneți... Am o filmare pe canalul meu de YouTube în care fac un burger de foarte multe kilograme, gen recordul nostru. Câte kilograme avea? 20 de kilograme. Deci din răspunsul tău final. 20 de kilograme. 20, da? Tu, mister? Stai să mă gândesc, că știu. Ei, 10. 10? 10? Da. Bun, deci niciunul dintre voi, nu a răspuns... Ce vrei să zici? 17? Nu, 17 a fost la Măruță, boss. Ai mai și mai mare? Boss, la Măruță 17, da? Deci am avut un burger de 25 de kg, a fost la ziua lui Teo. Am fost la ziua lui Teo. Deci asta zic, la ziua lui Teo, da? Da. Bun, deci ați răspuns greșit la asta. Hai să vă punem acum... Eu am început o serie pe YouTube, am adus seria aceasta foarte, foarte picantă, care e în toată lumea, și am adus-o în România. Cum se cheamă această serie? Cum se cheamă produsul acela? Challenge. Da, challenge-ul, cum se cheamă el? Foarte, foarte picant, da? Cel mai picant, care e în toată România, în toată lumea și așa, am adus primul în România. Este vorba de un chips. A? Știți cum se cheamă? Nu știu. Asta e, frate, asta e. Dacă nu știu, băieții nu știu. Hai să vă mai pun încă o întrebare și dacă nu știți nici la asta, asta e, rămâneți cu ea 50 de lei bonus. Și o poză cu Dima, vă dă Dima o poză, da. Faceți cu Dima la bustul gol. Bonus, no, da, Dima? Nu, no, că m-am îngrășat. Te-ai îngrășat? Nu, de mă, că numai de când am plecat acum în turneu, jur că n-am mâncat nimic. Am mâncat mai proteină goală și ovăz. N-am avut timp să mâncăm. De n-am, am filmat în continuu. Ia să mă gândesc eu ce întrebare să vă mai pun eu vouă. Ce să-i mai întreb pe băieți? Da. Haideți să vă mai întreb o chestie. Deci Dima a pornit la el pe canal o serie, se cheamă Fake Uber. Dar în același timp am pornit și eu o serie la mine pe canal care se cheamă Fake Delivery. Da? Da. Deci Fake Delivery, da? Da. Bun, deci iar gata. Asta zic. Asta zic. Deci băieții, da, bravo, băieți. Mai pune și lui o întrebare, poate mai ce? Așa. Mai pune și lui o întrebare. Pe cum, mă, că a zis și el, mă? Da, punem din vlogul ăla, dacă vrei. Din vlogul ăla? Da. Ți-a plăcut? Da. A? Da, foarte tare. Ia, întreabă. Frate, deci crede-mă când a fost. Că vă luați la bătaie. Care vlog, frate? Ăla în care cu Fake Delivery sau ăla în care Fake Delivery, da. Da, ți-a plăcut ăla în care mi-a făcut el prank-ul? Care prank? Ăla când ne-a când i-a colantat Mustang-ul cu ăla cu Staniol? A, da. N-ai văzut când am înjurat acolo, am făcut ca trenul? Da, da, da. Ha? La început, când ai văzut? Ai văzut? A trebuit să dau, frate, să facem acolo, că na, lumea zicea că ne-am certat, lumea zicea că nu știu ce, dar, mă rog. Acum după aia ați văzut toată lumea. Da, deci ne bucurăm că vă ținem acolo în suspans. Bun, deci, dragilor, cam asta e, deci ați câștigat 100 de lei de fiecare. Ia zi. Să știți că noi în clipul ăla horror trebuie pus partea a doua editată, noi chiar am ascuns bani undeva în Cluj. A, da, fără da, nicio da. Caterincă. Da, deci există banii undeva. Deci aia cu banii. O să arătăm pe vlog unde, fără banii, caterincă. Da. Aia cu banii în Cluj, da, am pus undeva, dar mai la centru, mai în centrul orașului. Nu Hoia, frate, că e belea Hoia, belea majoră. Deci, bun, dragilor, ați câștigat fiecare câte 100 de lei, da? Ia să vă dau banii la băieți. Ia, stai așa. Întreabă și tu ceva de canalul tău. Da. Hai să vedem dacă sunt subscriberi adevărați. Da, stai să mă gândesc. Vezi? Să vă meargă bine, să cam, aveți spor. Cam acut cât timp am apucat eu de YouTube? Orientativ așa, dacă mă urmăriți de mult. 2 ani jumate. Așa și tu? E mai puțin, cred că un an și ceva. A? Un an și ceva. Așa. Și tu 2 ani jumate? Da. El este fan adevărat, boss. 2 ani jumate, te știe. Are vreo 10 luni, frate. 11 luni. Păi nici eu nu știam. Chiar a făcut... Și care e chestia că am mai făcut un live acum 2 zile și chiar i-a zis cineva: te știu de mult, sunt cel mai mare fan al tău. Te urmăresc de 2 ani. Și de unde poți să mă urmărești de 2 ani? Nu, ai YouTube. Poate pe Insta. Da, e, asta e. Bun, dragilor, deci cam asta a fost acum... Acestea au fost întrebările, la, cu domnii, cum se cheamă? Mai zi, Flaviu. Așa, și? Nicu.
Și hai să vedem acum, oprim filmarea și vedem pe cine mai găsim, da? O să mai fim puțin refuzați de lume, dar asta îi dăm înainte. Mai luăm câteva persoane, dragi, și pe aceea am plecat la București, că avem treabă mâine, avem de filmat concurs de mâncat burger picanți, da? Așa da, că... și eu mâine am de dormit o grămadă. Nu are de dormit, că trebuie să muncească, trebuie să filmeze mai multe chestii, avem treabă. Trebuie să facem fake delivery, da? Neapărat, în București, fake delivery. Hai, revenim! Merge banda, a început și ninsoarea. Și în scurt timp o să ne îndreptăm către București, dragilor. Am mai găsit doi, nu știu, pretendenți la Marele Premiu. Să vedem dacă o să câștige chiar Marele Premiu, dar la Marele Premiu, care nu știu. Care e Marele Premiu? Marele Premiu este, habar n-am, nu știu, o poză cu Dima la Bustugol. Nu. Nu? E frig. E frig? Dacă răspund la toate întrebările, da. Haide să vedem, dragilor. Deci, în primul rând, hai să vedem dacă sunteți abonați la The Burger Factory. Hai să vedem. Ia să vedem. Hai să vedem cât de mult ne mințiți. Când v-ați abonat? V-ați abonat când? Acum 10 minute? Acum 5 minute? Nu, ne-ați văzut că luam interviuri la ceilalți băieți, ați ascultat toate întrebările și acum v-ați abonat? Pac, pac. Întrebări noi. Ia. E și la Dima. Ia uite, și la Dima? Pac, da. pac, direct. Da. Pe Instagram ne aveți? Ia, pe Instagram. Ia. Ăsta e alt bonus? Păi nu știu. Nu te are Dima la Instagram! Ia! Cum e? Eu sunt Dima. Și vedeți că facem și giveaway. Mare! Acum. Facem și giveaway. Te lasă-l pe Dima, eu vorbesc de Burger Factory, că eu dau bani aici, nu Dima. Dima e bonusul. Ia, la Burger Factory? Hai că nu sunteți băieți, sigur nu sunteți la Burger Factory. 100%. Nu. Ia, nu sunt băieți la The Burger Factory, măcar nu scriu corect The Burger Factory. The Burger Boss. Boss, The Burger. The Burger Boss. Da, deci oricum, aveți 50 de lei, dragilor, acum din partea mea. Asta este bonusul pentru că sunteți abonați la The Burger Factory. Deci, nu uitați să vă abonați, dragilor, pentru că o să venim în toată țara. Da, o să venim în toată țara și, da, dacă o să fiți abonați la The Burger Factory, o să aveți din prima un bonus. Și cine știe, poate că în timp o să fie bonusul din ce în ce mai mare. Acum, nu știu, o să vedem. Momentan suntem pe buget de pandemie, să zic așa. Da, începem cu 50 de lei. Hai să mergem la următorul capitol. Ia să vedem noi acum ce să-i întreb eu pe băieți de canalul meu, să văd dacă ei știu, dacă sunt. Ia, zi. E amuzant asta. Cine a fost băieții lui tău? Păi nu o să știe, mă, asta, mă. Știu de aia, Caterică. Nu o să știe asta, mă. Nu. Am făcut eu pe canalul meu un challenge. Să fac X burgeri în câte minute. E printre cele mai vizionate clipuri ale mele, are vreo 90 ceva de mii aproape. Ia să vedem, dragilor. 10 burgeri în 5 minute. 10 burgeri în 10 minute. Deci cum? Zi. 10 burgeri în 10 minute. Așa? 10 burgeri în 5 minute. Deci, ați greșit amândoi. Răspunsul corect era 5 burgeri în 10 minute. Da? Deci tu trebuia să inversezi. Da. Bun. Fiți atenți acum, dragilor. Mergem la următoarea întrebare. Am făcut eu un vlog acum o săptămână, două săptămâni, ceva de genul, în care am declarat pe cineva că este regele picantului. Cine este acea persoană? Antonio Pican. Cum? Antonio Pican. Antonio Pican, da? Da? Colo. Colo? Bun, răspuns greșit. Băieți, în primul stați așa puțin. Ziceți-mi, vă rog frumos, Instagram-urile voastre și cum vă cheamă. Leo.ucluj pe Instagram. Deci Leo.ucluj, toată lumea, da? Subscribe acolo, să zici la prietenii tăi acolo, să te vadă aici pe filmare. Și tu, mister? Cristian Sebiduca. Cristian Sebiduca. Pe Instagram? Da, pe Instagram. Ok, deci Cristian Sebiduca. Bun, deci asta... Bunele, cine e regele picantului, până la urmă? Deci regele picantului pe România este Alex Montrei, da? Da? Deci Alex Montrei, cu Alex Montrei am făcut... Așa, hai să mergem mai departe. Eu am o emisiune, se cheamă Flaming Burgers, în care invit o personalitate din România și dacă reușește să-mi termine 10 burgeri din ce în ce mai picanți, eu donez 2000 de lei. Da? Am avut până acum 3 emisiuni de genul ăsta. Vreau să-mi spuneți, vă rog frumos, cine a fost prima persoană vedetă, mare rău de tot, e cam cea mai mare vedetă din România, da? Cine a fost prima persoană cu care eu am făcut Flaming Burgers, băiți? Nu-mi vine în minte cum îl cheamă, e de la Masterchef. Nu, e de la Masterchef. Vreau să meargă.
vrea să meargă la MasterChef. Se pricepe foarte mult să facă omletă în baie. Această persoană mare, mare vedetă. Prima vedetă care a fost. Zandiache? Nu. Cum? Nu Zandiache. Nu, nu. Zi, bro, nu, asta e zi, răspunsul tău și asta e. Ori câștigi, ori pierzi, ce să facem? Colo. Colo? Mamă, dar tu nu mai... Îmi place Colo. Păi vedeți că o să facem și cu Colo ceva. Colo e fratele nostru. Așa e cu Burger Factory, Colo, nu-i așa? Așa suntem. Cine a fost prima personalitate care a făcut Flaming Burger? Deci, prima personalitate, dragilor, care a făcut Flaming Burger a fost nimeni altul decât Drake de pe Wish. Da? Cel mai mare star în devenire din România, da? Da, da, da. Da, deci eu știu toate glumele cu Drake, nu mai trebuie să le faceți, eu am cu primul Flaming Burger. Ele, Drake de pe Wish sau de pe Amazon, nu Amazon, de pe ăla. De pe Wish, că ăla e cel mai pârnai. Da, 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 de pe Wish. Nu, mai era încă unul, mă, mai era încă unul, dar am uitat. Zaful. Da? Zaful ăla. Ăla, cum? AliExpress. AliExpress, de pe AliExpress, că alea sunt acolo. Bun. Hai că am înghețat băieții, spune-le. Nu, hai să le mai pun o întrebare, hai să le mai pun o întrebare. Ia să vedem noi, acum, ce să vă mai pun eu, băieți, ce să vă mai zic eu vouă. Cine este mascota noastră? Cine ne reprezintă pe noi? Avem o personalitate din America, așa apare peste tot la noi. Trump. Ha? Trump. Da! Păi nu, mă, trebuia să-l lași, mă, frate, da! Păi a răspuns el deja, păi las că nu-i mai pune altă întrebare. Deci tu o să ai încă 50 de lei în plus, bravo, boss. Hai, și acum ți-e spun altă întrebare, că dacă ziceai da, îți dai seama că nu era corect. Hai să mai pun altă întrebare lui. Hai să mai pun altă întrebare, să vedem. Zi-mi, te rog frumos, două denumiri de burger de la The Burger Factory. Nu știu, să zic burger picant. No, no. Boss, mai pierdut aici cu burger picant, mai pierdut. Nu știu. Mai pierdut. Nu e din București, dar e despre vlog. Băi, dacă e abonat așa, ce, nu știe? Dau despre vlog? No. Hai să-i dăm despre vlog atunci, ce să-i dau despre vlog? Ce să-i dăm despre vlog? Hai, ăsta e bun. Ce? Păi nu, mă, că a auzit. Nu erau aici. Da, nu erau? Nu erau aici, nu erau aici. Ah, ok. Deci, Dima are pe canalul lui o serie, se cheamă Fake Uber. Eu am început o serie pe canalul meu. Cum se cheamă? Tot un prank. A? N-ai voie să spui? Așteaptă să răspunde. Fake burger? Nu. Fake. Zi-mi răspunsul tău final, te rog. Faci și fake burger. Fake burger, dar cum aș să-ți fac fake burger? Nu știu. Deci nu știi, da? Nu. Seria se cheamă Fake Delivery, mister. Bă, de ce mi-a lăsat? Deci Fake Delivery. Păi ce vrei, frate, dar el trebuia să-i pun separat întrebarea. Da, ok. Înțelegi? Ca să fie okay. Corectitudine toată treaba. Deci, mister, tu ai câștigat 100 de lei și tu ai câștigat 50 de lei, da? Da? Corect? Boss, corect, ține puțin aici corect. Ca să scoatem cașcavalul, să dăm la băieți. Zi acolo ceva la fanii tăi. Ce să mai zic? Nu intrați în Hoia Baciu. Nu intrați în pădure. Ia, boss. Duceți-vă la școală. Mersi și eu, băieți. Să fiți sănătoși, să spuneți la toată lumea, la toți prietenii voștri că a venit aici facem, The Bossman. Dacă îmi dați tag pe story, vă dau repost azi. Ia auzi, da, dă-i și repost. Asta este promoție. E promoție astăzi. Promoție pe Wish toată lumea astăzi, da? Drake dă repost la story-uri. Dragilor, mi-a părut bine că ați participat. Vreți să mai spuneți ceva pentru fanii voștri? Să vă abonați la canalul. Doamne ajută. Să fiți sănătoși. Mister, lasă că facem poze după aia. Zici ceva acolo pentru fanii tăi. Să te vadă tot Clujul. Vă iubesc, fanii mei. Ia auzi, fanii lui, da? Bun, dragilor, deci, gata, să vedem acum dacă mai facem cu cineva. Dacă nu, vom vedea, facem încheierea, așa e. Deci, v-am pupat, revenim, pa. Gata, merge jucăria, suntem live. Au trecut reclamele. Hai că după reclamele astea, gata, îmi fac și un full la mașină. Și așa, avem mult de mers până la București. Mai avem acum încă 3 băieți. În primul rând, băieți, vreau să vă prezentați, să vă știe o țară întreagă. Te rog frumos, conturile de Instagram. Rareș Parajos Galațan. Asta zic, da? Și numele tău? Rareș. Rareș, da? Tu, mister? Cristi.mihai_05. Aia zic, da? Bun, deci toată lumea s-a notat acolo. Subscribe, follow, da? D.Darius20 și mă numesc Darius. Asta zic, bun. Deci, fiți atenți, dragilor. Noi acum facem un concurs, da? O să mergem în toată țara și în toate orașele și o să întreb lume random așa pe stradă despre The Burger Factory. Dacă îmi răspundeți corect la niște întrebări și aveți subscribe la The Burger Factory, o să câștigați niște bănuți. În primul rând, aveți subscribe la The Burger Factory? Da, da. Ia să vedem. Când ați dat subscribe? Acum mai devreme? De lună. A? Cam de lună. Cam de lună? Ia să vedem, boss. Nu da acum. Nu. Hai. Fiți corecți în viață, băieți, că în viață dacă ești corect, credeți-mă că
vă dă înapoi universul, tot ce vreți voi. Ia uite, băieții sunt înscriși sau sunt abonați, da? Bun. Deci, băieți, pentru un semn de recunoștință, din start aveți fiecare câte 50 de lei. Da? Acum, gata, deci mergem mai departe, băieții au câștigat câte 50 de lei. Hai să mergem la următoarele întrebări. Vreau să-mi spuneți, eu am fost de două ori la emisiunea lui Măruță. Prima oară cu ce și a doua oară cu ce? Fiecare vreau să-mi răspundeți pe rând, vă rog frumos, da? Mister? A doua oară știu că ai fost cu clătite. Așa, și prima oară? Cred că cu burger, nu știu sigur. Așa, spune și? Burger, da, de care burger? Nu știu asta, știu că ai fost cu clătite, la aia m-am uitat. Da? Da. Și la a doua nu știi, nu? Tu, Mister? Ia să vedem. N-am văzut la Măruță. Deci n-ai văzut la Măruță, bun, tu? Eu știu că cu clătite, dar știu că cu clătite, dar prima nu. Prima nu știi, prima e mai veche, să știi, are un an de zile, într-adevăr. Prima este mai veche. Deci fiți atenți. Arăta foarte bine clătitele alea. Doamne ajută, mersi frumos. Deci fiți atenți, pentru asta o să vă dau încă 50 de lei, dar împărțiți voi, da? Da. Împărțiți voi. Deci până acum aveți în total cât? 150 cu încă 50, 200 de lei în total, da? Că după aia vă împărțiți voi banii ca să fie un total așa. Bun. Hai să mergem la următoarea întrebare. Hai să mă gândesc. Ce întrebare să mai punem mâine, Dima? Hai să punem întrebarea. Dima a pornit o serie, se cheamă Fake Uber. Și... Da. Da? Am făcut și în Cluj. Băieți, sunt fanii tăi, frate, cum? Sunt fanii tăi. A? Vei să zici ce ăla, fanii tăi? A dat autografe după aia. Da? Fake Uber? Da, fake Uber cu Tesla. Am filmat și Fake Uber cu Tesla, dragii mei, pe canalul lui Dima. Eu am pornit o serie asemănătoare tot cu Dima, cum se cheamă? Burgeria, fake. Știu că erau cu burgeria aia. Nu? Nu, lasă, te rog, lasă, nu, deci nu. Care vrei burger mai nașpa? Cum se cheamă? Cum se cheamă? Nu știu asta. Nu știu. A? Mai dă-le un indic. Livrăm burgeri. Asta a fost titlul. Știu ce zici tu. Asta a fost titlul, da. Se cheamă Fake Delivery. Asta zic. Bun. Deci a mai câștigat încă 50 de lei el, da? Bun. Aveți până acum 250 de lei în total, băieți, da? Da. Hai să mai mergem la următoarea întrebare. Următoarea întrebare. Hai să mă gândesc eu așa. Ce să-i mai întrebăm, Dima? Mi-au făcut băieții ăștia story. I-am pus ea în dare post. Hai să ne mai gândim așa puțin. Noi avem la The Burger Factory pe cineva foarte, foarte cunoscut, gen ca o mascotă, unde o punem mai peste tot, așa. Mădălina. Mădălina este mascota noastră, da? Da. Ok, bun. Tu, Mister? Donald Trump. Așa, tu? Perversul. Bun. Deci, el a mai câștigat încă 50 de lei. Bravo, boss. Merci. Donald Trump, da? Deci... El a știut. Deci cât aveți până acum, băieți, total? Filmează-i pe băieții, fii atent. Cât era? Cât era? Era 250 și cu asta 300, nu? Da. Parcă așa era, nu? Da. Deci parcă așa era. Frate, deci aveau 250 parcă, nu? Și cu asta 300. Și cu asta 300, nu? Da. Așa, bun. Cu perversul, nu? Că perversul e mascota noastră, nu? Mădălina, băieții, din păcate, Mădălina nu mai e. Gata. Mădălina are alt job. Se focusează pe altceva, Mădălina. Bun. Mergem mai departe. Ce se numește? Ce se numește? Neperversul. Donald Trump. Da, Trump. Apare și pe microfon. A? Dacă... Uite, vezi, băiat deștept, l-a văzut pe Trump aici pe microfon. Fac direct. Eu tot perversul. Bravo, boss, foarte bine. Foarte bine. Dai cum mă sună aici cineva, nu știu cine mă sună. Hai să ne mai gândim la încă o chestie, Dima, și gata, am încheiat o cu băieții. Te rog, întreabă pe cineva asta. Cine a făcut? Te rog eu. E Caterica. Să spună așa, în câteva persoane. Deci eu am făcut un vlog la ziua lui Teo. Vreau să spuneți cine a fost la ziua lui Teo. Vreau să spuneți cine a fost la ziua lui Teo. Așa mai câteva persoane. Așa câteva persoane mai cunoscute. Eu a intrat dat cea pe stel în casă de făcea live. Nu, no, ăla a fost al lui Dima, la mine pe canal. I-a făcut el ziua. La Burger Factory. Nu știu asta. Nu știi tu? O persoană. Cred că Montrei, nu știu. Da? Montrei. Așa, Montrei, dar mai zi vreo două. Hai să vă întreb altceva. Colo. A? Colo. Așa? Ghiduș, poate, nu știu. Ghiduș, n-a fost Ghiduș. Și Colo. Da? Colo, bun, zi, spune. Dar nu-i lua pe toți la rând, dar boss. Dar nu, atât, da. Așa, nu deci și ăștia? Zic altceva. Voi, băieții? Colo, doar Colo știu. Colo și... Perversul.
Perversul nu era pe vremea aia, perversul era pe Târgu Ocna. Pe vremea aia. Dădea perversă. Deci Colo și Monte, da? Hai să vă mai zic acum o întrebare. La ziua lui Teo eu am făcut un burger cadou. Câte kilograme avea burgerul acela? 5. 5? I don't know. Crede-mă că nu știu. Bun, avea 25 de kg, dragii mei, da? Deci am făcut un burger de 25 de kg, dar e printre cele mai vizionate clipuri ale mele. Mi-am făcut... Eu am spus și la morță că vrei să faci un ca să intri în cartea recordurilor. Da, în cartea recordurilor mare nu pot să intru, că au făcut unii în America de 400 de kg, înțelegi? Asta, da. Da, nu pot da, să fac Europa, asta, dar o să fac, oricum pe Europa sunt acolo, sunt sus de tot și cu ăla de 25 de kg. Da, vreau să fac un de 50 de kg. Bun, deci cam asta a fost concursul, dragi, de fiți atenți, o să vin, v-am spus, în fiecare oraș din țară, venim acolo la voi și o să vă pun întrebări și să faceți bine să fiți abonați la Burger Factory acolo, că o să primiți din prima un bonus, da? Și bonusul o să fie din ce în ce mai mare, da? Nu o să mai fie 50 de lei. Băieți, vreți să mai spuneți ceva? Ce părere aveți de concursul ăsta? Băi, șmecher, bravo, ție, idee faină. Da? Mersi mult de tot. E super fain. Da? Da, super tare. Doamne ajută, mersi mult de tot, băieți. Deci, dragilor, cred că am cam terminat aici în Cluj, nu? Mai facem ceva? Mai trebuia să vină cineva la statuie. Mai trebuia să vină cineva? Da. Hai să vedem, poate mai facem încă o filmare cu cineva la statuie. Dacă nu mai facem, dragilor, cred că ăsta a fost concursul. Stați pe Burger Factory TV, dați acolo un subscribe, vă rog frumos, și mie și lui Dima, da? Și o să venim în toate orașele țării, credeți-ne, avem foarte multe planuri, o să facem ceva ce nu face orice vlogger din România, vrem să facem chestii unice, chestii cool, chestii împreună cu voi, dragilor, da? Așa că susțineți-ne, pentru că aveți pe cine să susțineți, credeți-mă, da? Mister, vrei să spui și tu ceva? Vă pup pe toți și nu vă duceți în pădurea Hoia Baciu. Asta zic, gata, el a rămas cu sechiere la pădurea Hoia Baciu. Deci, dragilor, dacă nu mai facem încă o filmare, eu am fost The Bossman, el a fost Ionuț Dima, da. Ei au fost... Rareș Gălățan, Cristi, Darius. Da? Și l-avem și pe Marius acolo în spate, cameramanul nostru. V-am pupat de aici, din Cluj. Ne vedem data viitoare, dragilor. Pa, 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 Bossman out. Pa! Making burgers great again.